Președintele brazilian Inácio Lula da Silva a promis în campania electorală că va pune capăt defrișărilor ilegale. La 2 săptămâni de la învestirea lui, reprezentanții Agenției de Mediu verifică toate tăierile, în special cele din pădurea Amazonului. Masa lemnoasă rezultată din tăieri ilegale este confiscată, la fel și echipamentele firmelor care defrișează. În plus, companiile primesc amenzi usturătoare, după care sunt închise.